de Pateric. Despre doi bătrâni care au întrebuințat o minunată răbdare față de tâlhari. Spunea un bătrân: a venit la noi un călugăr virtuos. Noi citeam în grădină spusele sfinților părinți. Bătrânului îi plăcea să le citească necontenit. Le purta în sufletul său și din ele scotea roade pentru orice virtute. Citeam tocmai povestirea aceea în care se istorisește că au venit tâlharii la un bătrân și i-au spus lui: am venit ca să luăm tot ce ai în chilia ta. Luați, fiilor, tot ce vedeți, le-a spus el. După ce au luat toate, au plecat, dar au uitat să ia o pungă ce era atârnată în chilie. Bătrânul a luat-o, a alergat în urma lor strigând și zicându-le: luați, fiilor, și aceasta pe care ați uitat-o în chilia mea. Hoții, mirați de sufletul curat al bătrânului, i-au dat înapoi tot ceea ce luaseră din chilia lui și s-au căit spunând unul către altul: cu adevărat, acesta este om al lui Dumnezeu. După ce am citit această bucată, bătrânul ne-a spus: știi ceva, Avo? Mult mi-a folosit mie povestirea aceasta. Cum, părinte? L-am întrebat eu. Odată a început el să povestească: pe când locuiam în părțile Iordanului, am citit această povestire. M-am minunat de virtutea bătrânului și mi-am zis: Doamne, învrednicește-mă să merg și eu pe urmele lui, tu care m-ai învrednicit să port haina aceasta. Cum aveam dorința aceasta, iată că după două zile au venit asupra mea hoții. Când am văzut că ciocănesc la ușă, am cunoscut că sunt hoți și mi-am zis: slavă ție, Dumnezeule, iată timpul ca să rodească dorința mea. Am deschis ușa și i-am primit cu fața veselă. Am aprins lumânarea și am început să le arăt lucrurile, zicând: nu faceți zgomot, cred în Dumnezeu că n-am să ascund nimic de voi. Ai aur? M-au întrebat ei. Da, le-am răspuns. Am scos 3 monede în fața lor. După ce le-au luat, au plecat în pace. Eu l-am întrebat pe bătrân râzând: și s-au întors hoții, cum s-a întâmplat cu celălalt călugăr? O, nu, mi-a răspuns bătrânul, să nu fi făcut Dumnezeu una ca asta. Nici nu am dorit ca ei să se întoarcă.